Sindicaliștii din învățământ protestează la această oră în Piața Victoriei. Ei reproșează guvernului că nu a aplicat legea salarizării la 2 ani de la termenul legal prevăzut de lege. Cu mai multe detalii, revenim în jurnal. Acum continuăm cu altă știre. Prințul Charles al Marii Britanii face o nouă vizită în România. Moștenitorul coroanei britanice se va întâlni la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, apoi la Palatul Elisabeta cu principesa Margareta. Mai multe informații despre vizita regală aflăm de la colega mea, Claudia Costandiș. Bună ziua, Claudia! Te ascultăm! Bună ziua, Ilinca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi urmează să ajungă prințul Charles la noi în România. Își va începe vizita de aici, de la Palatul Cotroceni, unde la 14:45 de minute se va întâlni cu președintele României, Klaus Iohannis. Mai apoi va merge la Palatul Elisabeta, acolo unde se va întâlni cu principesa Margareta, custodele coroanei României. După aceea vor merge împreună la Romexpo, acolo unde urmează să viziteze o tabără de refugiați. După aceea se va termina vizita prințului la noi în București, însă o va continua prin țară. Asta pentru că știm că în nenumărate rânduri custodele coroanei Marii Britanii a declarat că este îndrăgostit de țara noastră și în special de Transilvania. Acolo are achiziționate și aproximativ 10 proprietăți, cea mai cunoscută fiind cea de la Vistri. De asemenea, prințul Charles a venit în fiecare an în România, începând cu anul 2010. Momentan acestea au fost informațiile, Ilinca, înapoi la tine. Mulțumesc, Claudia. Mergem acum în Piața Victoriei la colega mea, Vanda Ionițoiu, care ne dă mai multe informații despre protestul sindicaliștilor din învățământ. Vanda, te ascultăm! Bun găsit, Ilinca, bună ziua tuturor! Profesorii sunt supărați și cumva pe bună dreptate, pentru că cei din guvern nu și-au respectat promisiunile de majorare a salariilor. Vorbim de o lege a salarizării elaborată în 2017, ce ar fi trebuit aplicată din 2020. Gradual, în fiecare an, profesorii ar fi trebuit să aibă salariile mărite. Însă legea a fost amânată din 2020 pentru 2021, iar din 2021 din nou pentru 2022 și, din păcate, nici la această oră, profesorii nu au salariile majorate. Vorbim de o majorare consistentă, pentru că, conform acestei legi, un profesor care înainte avea un salariu de 3.000 de lei ar fi trebuit acum să aibă un salariu de 5.200 de lei. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, iar inflația, conform căreia a fost calculată legea la momentul elaborării ei, este mult mai mică decât inflația actuală. Profesorii susțin că este o creștere de peste 15% a ratei inflației, motiv pentru care și puterea de cumpărare a profesorilor a scăzut dramatic, iar asta se reflectă în acțiunile de protest elaborate acum în Piața Victoriei. Pe lângă cele 500 de cadre didactice aflate aici, care provin de la 3 federații sindicale diferite, aici mai găsim și pe reprezentanții ai Palatului Copiilor din diverse localități din țară sau de la diverse cluburi sportive, care au venit la rândul lor să protesteze pentru faptul că conducerea acestor instituții ar urma să treacă în administrația autorităților locale. Problemă care, din nou, se va reflecta în salarizare, susțin aceștia. Profesorii își doresc, de fapt, să vorbească cu guvernanții, iar aceștia să-și respecte promisiunea, iar în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, urmează o grevă de amploare chiar în pragul examenelor naționale. Acestea au fost informațiile. Mulțumesc, Vanda. Caz șocant într-o comunitate dintr-un sat din județul Argeș. Un bărbat de 47 de ani aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a luat la ceartă cu iubita lui și a ucis-o. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. O ceartă banală s-a transformat într-o crimă îngrozitoare în satul Strâmbenii din Argeș. Un individ băut bine și-a ucis concubina, alături de care trăia de 20 de ani, apoi a mers la vecini să le povestească ce a făcut. Cel care a junghiat pe vecina, la poartă la sora mea a strigat-o și a spus anunțe salvarea, fiindcă a tăiat-o și este rău. Și sora mea a urmat pașii firești, a anunțat salvarea și apoi poliția. Imediat la locul crimei au sosit salvatorii și polițiștii, însă pentru victimă nu a mai putut face nimic. Era pe spate între două camere întinsă, m-au chemat cei de la poliție ca să o văd, dar nu mai avea pus, nu mai avea nimic. El este un consumator înrăit de alcool, un alcoolic. Și din cauza asta s-a întâmplat totul ce s-a întâmplat. Deseori? Se bătea. El mânca pensia, avea pensie de caz, handicap ăsta așa, de multe ori, și avea vreo 20 ceva de milioane, nu apuca să la cam, se pune una pe pensie. Era un om violent, înjura, făcea,
chiar nu mă gândeam la chestia asta. Păcat de ea, păcat de tinerețe. Individul în vârstă de 47 de ani a fost ridicat de polițiști. De ce ai omorât-o? Hai, ușor. Lasă capul jos. Lasă capul jos. Hai, ușor, intră ușor în ochi. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii îl vor trimite în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Se strică vremea în aproape jumătate de țară. În vestul și nordul țării revin ploile și vântul, iar instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Meteorologii au emis un cod galben în Maramureș, Transilvania, local la munte, în Banat, Crișana și în nordul Moldovei. Până mâine dimineață, în aceste regiuni vor fi averse torențiale cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului de până la 90 de km pe oră. Izolat ca de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului la noapte, iar în timpul zilei de mâine acestea apar în regiunile sud-estice. Procurorii au deschis un dosar de cercetare penală după incendiul de ieri de la metrou, când peste 170 de persoane au fost evacuate și 25 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cu mai multe detalii vine colega mea, Loredana Salomia. Bună ziua, Loredana! Te ascultăm! Bună ziua, Ilinca! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Procurorii parchetului sectorului 1 instrumentează acum un dosar care vizează trei infracțiuni, respectiv distrugerea din culpă, neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Concret, acum procurorii vor sta de vorbă cu pompierii care au ajuns primii la fața locului. Aceștia vor trebui să le furnizeze anchetatorilor toate datele obținute ieri în timp ce evenimentul avea loc. De asemenea, vor fi ridicate imaginile de pe camerele de supraveghere, iar polițiștii vor vrea să stea de vorbă cu toți martorii, respectiv oamenii care se aflau fie în garnitură, fie așteptau ca metroul să ajungă în stație. După ce toate probele vor fi coroborate, aceștia vor putea să înceapă și acțiunile în acest sens și este posibil ca ancheta să scoată la iveală faptul că foarte multe lucruri lipsesc din infrastructura Metrorex, însă nimeni nu a decis să facă nimic până în acest moment pentru a schimba poate piese care s-ar putea dovedi a fi prea vechi. De asemenea, tot anchetatorii cel mai probabil vor lua legătura și cu un expert tehnic pentru a face o evaluare și pentru a-și da seama dacă într-adevăr incidentul de ieri poate fi imputat conducerii sau angajaților sau dacă este vorba despre piese mult prea vechi. Deocamdată, acestea au fost informațiile. Ilinca, mă întorc la tine. Mulțumesc, Loredana. Pastilele de iod se vor găsi în farmacii. Ele vor putea fi achiziționate gratuit, însă doar cu trimitere de la medicul de familie. Pot lua iod doar românii care au sub 40 de ani și doar cu prescripție de la medicul de familie. Pastilele se vor găsi la farmaciile cu circuit deschis, prevăzute într-o listă a Ministerului Sănătății. Un proiect de ordin în acest sens a fost lansat spre dezbatere. Iodura de potasiu de 65 de miligrame se va administra la indicațiile autorităților și doar în caz de eveniment sau incident nuclear. Odată cu medicamentul, farmaciile vor pune la dispoziția pacientului și toate informațiile privind administrarea. Peste 50 de copii din Brașov muncesc intens ca să devină modele de succes. Pentru visul lor participă la cursuri speciale unde își antrenează mersul, postura, dar și atitudinea în fața aparatelor foto. Picior în fața piciorului, spatele drept, un podium și jumătate, poza de pantalon facem în față, să nu vă cadă cărămida, vă rog frumos, cu atitudine. Haide, și... mâinile față, spate, te rog, mai mult față, spate. Ca niște adevărați profesioniști, așa se antrenează cei peste 50 de copii înscriși la aceste cursuri de modeling din Brașov. Fiecare zi de pregătire începe cu jumătate de oră de sport intens, apoi la lecțiile de modeling. Corectăm postura să fie spatele cât mai drept și în același timp mergem și cu cărămida pe cap ca să nu facem o mișcare dute din nou în sus, așa ca o săritură de minge. Printre micile modele am găsit-o și pe Rebecca Ailincăi, în vârstă de 11 ani, care deja se bucură de succes pe podiumurile de modă. Prezintă colecții vestimentare ale unor designer din România, dar și din străinătate.
Rebecca își dorește să urmeze o carieră în domeniul modei, iar acum visul ei începe să prindă contur. Am învățat să merg corect, să am o postură mai bună, să scot șoldurile, să evoluez. Am evoluat foarte mult. Am fost la mai multe ședințe de foto, de curând am fost și la un concurs la care am luat Young Top Model. Mi-aș fi dorit să devin un model ca și Kendall Jenner și Gigi Hadid. Nu doar fetițele vor să devină modele, ci și băieții. De exemplu, Patrick, în vârstă de 8 ani, este unul dintre modelele de succes ale școlii. Deja a defilat pe podiumuri de modă din Milano, Londra, New York sau Dubai. I-am învățat să merg foarte bine, să ajung pe scene mari și să mă bucur de momentul respectiv. Îmi place să am tupeu și aici trebuie să am tupeu. Cât de cât îmi place să am și răbdare și na. Îți place să fii în lumina reflectoarelor? Da, asta îmi place mult. În mod normal, un copil are nevoie de minim un an de zile, minim un an de zile de pregătire ca să ajungă la un stadiu de încredere în sine atât de bun încât să nu aibă niciun fel de problemă nici la concursuri, nici în viața de zi cu zi. Cursurile de modă pentru copii îi costă pe părinți 200 de lei pe lună. Lecțiile se organizează în fiecare duminică și durează în jur de o oră și jumătate. Adina Buzatu ne ajută să ne alegem accesoriile de plajă. Stilistul vestimentar ne spune că vara asta nu trebuie să ne lipsească pălăriile din paie pentru că au un dublu rol. Ne protejează de razele ultraviolete și ne dau culoare ținutei. Iată ce pălării trebuie să purtăm în funcție de costumul de baie. Adina Buzatu recomandă doamnelor și domnișoarelor ca în sezonul estival să nu își pună prea multe pălării în bagaj. În primul și în primul rând să nu ne luăm foarte multe pălării, pentru că sunt voluminoase și pentru că multe dintre ele se strică. Luați-vă pălării de genul care nu se modifică. Dacă mergeți într-o croazieră pe mare, trebuie să aveți grijă la briză. Deci alegeți pălării care au un sistem de prindere. Trebuie neapărat să aibă un sistem de prindere, altfel pe parcă zboară din cap. Și apropo de asortare, le luăm în așa fel încât să fie neutre, cum e cazul acesteia, care merge și aici foarte bine. Cel mai important sfat, alegeți pălăriile de soare în funcție de ținutele pe care le purtați. Crem este culoarea potrivită la orice ținută. Sau puteți lua culori tari, care merg specific la o anumită ținută, sau și ele merg la mai multe, pentru că pot fi în culoarea cea mai puțin prezentă pe ținută. Nu numai femeile, ci și bărbații pot purta pălărie chic la modă vara aceasta. Doamnelor, dacă vreți să vă protejați de soare, luați-vă borurile mari. Domnilor, la fel, pentru față. În alegerea acestui accesoriu estival, ar mai trebui să țineți cont și de fizionomia feței dumneavoastră. Să știți că nu există persoană căreia să nu-i vină bine pălăriile. Tuturor ne vin pălăriile, diferența o face că unora ne vin mai bine cele mai înalte și cu boruri mai mici, de exemplu, sau cele cu boruri mai mari. Deci, dacă alegi pălăria potrivită pentru tine, nu există să nu-ți vină bine. Perioada concediilor se apropie, cu toții ne dorim o vacanță de vis pentru a ne reîncărca bateriile și a ne detașa de grijile cotidiene. În plus, ne aduce și beneficii psihologice. Care sunt acestea? Aflăm de la doctorul Cristian Andrei. În momentul în care îți zici, am poftă să călătoresc, asta arată că tu funcționezi într-un mod optim, pentru că faci uz de acel comportament pe care îl menționez frecvent, numit novelty seeking, adică de căutarea noului pentru că ți este bine. Bineînțeles că nu cauți noul doar așa ca plăcere, poate să fie și o provocare, că te-ai rătăcit, că ai ratat un avion, că vrei să ai mai găsit ceva interesant pe care vrei să-l adaugi în traseul tău. Și călătoria este o foarte bună modalitate de a te dezvolta chiar și atunci când condițiile sunt mai vitrege. Că nu trebuie neapărat să călătorești în China sau în Ucraina, poți să călătorești undeva unde nu ai mai fost în țară sau într-o zonă care, pe care o consideri sigură sau accesibilă. Ideea este să manifeste acest apetit al călătoriei
să fii cu cine îți place, pentru că a călători de unul singur uneori înseamnă mai degrabă un fel de căutare sau de fugă de ceva, și a călători împreună cu cineva înseamnă că ai pe alături pe cineva care să-i dai un cot, ia uite ce frumos e aici, să împărtășești, să fie în doi și călătoria să fie rezultanta celor două persoane. Și deci călătoria aduce foarte multe vitamine existențiale în viața unei persoane. Dar oamenii spun, nu, dacă nu ajung în Maldive, în Thailanda, nu mai plec, vreau neapărat acolo. Mm-hmm. Toți oamenii care au mers în mod surprinzător într-o călătorie, cum nu se așteptau, pentru că a propus cineva sau pentru că s-a întâmplat, deși aparent erau stresați de asta, când s-au întors au spus că a fost mai frumos decât oricând. Pentru că această călătorie trebuie să aibă neprevăzutul în ea și nu trebuie să fie neapărat o imitație. De altfel, a crea prea multe așteptări de la o călătorie, a spune, mă duc acolo pentru că mi-a spus prietena cea mai bună că a fost acolo și a mâncat nu știu ce și când te duci acolo nu mai iau acel ceva de mâncare, se pare un eșec acea călătorie. De aceea este extrem de important ca atunci când călătorești să nu călătorești cu așteptări, să călătorești cu bunăvoință, cu un grad serios de curiozitate și cu cineva. Este necesară pentru omul aflat în dezvoltare, pentru omul care are resurse, pentru omul care duce o viață de care este relativ mulțumit și decât să ajungă la alcool, la droguri, la jocuri de noroc, la consuma ceva, că vrea ceva în plus, mai bine să călătorească. Pentru a fi cât mai bine pregătiți, studenții din Iași de la Universitatea de Medicină fac operații virtuale și învață să depisteze sute de afecțiuni pe manechine controlate wireless care imită reacțiile unui om. Centrul de simulare de la Iași a costat 7 milioane de euro, este cel mai mare din țară și cuprinde aproape toate specialitățile medicale. Acest manechin imită perfect sunetele și semnele vitale ale unui bebeluș născut prematur. Este un simulator inteligent pe care studenții de la Universitatea de Medicină din Iași învață să depisteze o mulțime de afecțiuni și chiar să facă operații virtuale. Poate fi intubat, deci permite intubare. După cum vedeți, este conectat la o sursă de oxigen. Da? Pot fi puși electrozi pentru monitorizare. În total, sunt 20 de manechine controlate wireless care pot simula boli des întâlnite sau rare. Fiecare student trebuie să pună diagnosticul corect și să aplice tratamentul. Încercăm să facem o sterilizare chirurgicală. E prima dată când suntem în training și atunci momentan ne familiarizăm cu aparatul. Au posibilitatea nu numai să deprindă gesturile de bază, fără de care în alte părți nici nu poți intra în sala de operație, dar chiar să exerseze pe realitate virtuală câteva intervenții care sunt foarte apropiate de ceea ce se întâmplă în sala de operație. La final, simulatorul evaluează intervenția studentului. Graficele îi arată dacă manevrele și diagnosticul sunt corecte, dar și dacă i-a luat prea mult timp pentru a depista afecțiunea. Se retușează coloana metalică. Observând detaliile și în ocluzie la pacient. Ne ajută pe noi să ne creăm un mod de a lucra și de a ne pune în postura unui medic adevărat. În laboratoarele de simulare au acces doar studenții din anii terminali și medicii rezidenți. Dacă în viața reală un medic nu are voie să greșească aici, el mai poate din când în când, să zicem, să dea și rateuri, dar exersând poate ajunge ca să elimine aceste inconveniente. La Universitatea de Medicină din Iași învață aproape 10.000 de studenți. Dintre aceștia, peste 2.500 sunt străini din 75 de țări. Maria Luiza Miha are o perioadă foarte, foarte aglomerată. Artista din Maramureș își împarte timpul între cântări și design vestimentar. A terminat de lucrat la prima ei colecție și a venit să o prezinte pentru prima dată aici, la Canal D. Bună, Maria! Felicitări pentru creațiile tale! Știu că astăzi ești îmbrăcată cu o piesă din colecția ta. În primul rând vreau să spun bună și bine te-am găsit. Mă bucur să te văd, ești mereu la fel de frumoasă. Nu știu mulțumesc ce faci. Suflet. Îmbătrânesc. Asta fac. Nu, se spune că ne crește valoarea. Okay. Nu îmbătrânim.
Da. Am o piesă vestimentară pe care am creat-o în ultima vreme și, după cum se vede, mă leagă de rădăcinile mele. Am aici, pot să spun, parte din zestrea tuturor bunicilor din țara noastră, pentru că acest imprimeu floral face parte din tradiția noastră, din Maramureș și, cred, și desigur și din alte zone ale țării. Vreau să ne spui, cât a durat să creezi, să schițezi aceste piese? Poate că schițele nu mi-au durat foarte mult, pentru că am atâtea idei mereu, încât nu am timpul necesar să le desenez. Însă producția este foarte grea. Toate piesele sunt produse în România, mai exact în Maramureș. Așa, am și piese mai moderne și piese cu elemente tradiționale. Cum am spus, producția este cea mai grea, de la alegerea materialelor, pentru că îmi doresc să fie materiale de calitate. Am folosit bumbac, aici este denim 100% bumbac, 100%, de care eu sunt foarte încântată, de toate piesele. Cum ai reușit să finalizezi colecția în condițiile în care tu ești foarte ocupată cu cântările? Din acest motiv, perioada a fost mai lungă, a durat mai mult, pentru că nu am reușit să mă ocup. Eu mi-am dorit ca în februarie să am colecția gata, să pot pregăti tot, însă din cauza evenimentelor pe care le-am avut și pot să zic și a lucrurilor pe care încă nu le cunosc în acest domeniu, am fost oarecum încetinită. Dar mă bucur că am reușit acum, când chiar e vară și culorile sunt de vară, sunt vesele, sunt bucuroase, să iasă pe podium. Felicitări pentru colecția aceasta și felicitări pentru canalul de YouTube, care a atins un număr impresionant de urmăritori. Da, mulțumesc din suflet. 100 de mii de abonați, da. Am împlinit cei 100 de mii de abonați. Sunt foarte mândră de această realizare și le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine pe canalul de YouTube și care sunt în continuare și iubesc toate cântecele pe care le aduc pentru ei. Atât din folclor, pentru că eu am o varietate destul de mare de cântece, de la muzică de petrecere, cântece patriotice, cântece de suflet, cântece foarte bine rădăcinate în tradiția noastră. Cu ce o să ne mai surprinzi pe canalul de YouTube? Pe canalul de YouTube va veni vara asta o piesă foarte interesantă, într-o colaborare și mai interesantă cu încă un canal de YouTube, dar nu vreau să dezvălui foarte multe. Nu vreau să dau subiectul, dar piesa este în studio. Este tradițională, este autentică, așa precum mămăliga, și are legătură cu dealurile, cu munții. Abia așteptăm. Dar spune-mi, eu știu că ție îți plac foarte mult sporturile extreme și cum vine vara, ce ai de gând? De obicei, iarna profit mai mult de această ocazie, îmi place foarte mult să schiez, însă vara am descoperit în ultima vreme că îmi place să urc pe munți. Și dacă m-ați văzut în videoclipul România mea, acolo mă aflu la o înălțime foarte mare, îmbrăcată în costum popular, toată lumea m-a întrebat cum am urcat eu acolo. Da, îmi place să urc pe crestele munților noștri și să cunosc România. Aparent, când urci pe un munte, ai spune că e simplu să mergi. Însă îți dai seama la fiecare pas pe care îl faci că există un risc foarte mare să rămâi acolo. Da, și sentimentul când ajungi sus. Da. Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Mult succes în tot ceea ce faci. Și eu vă mulțumesc tare mult. Iar cei care își doresc să fie aproape de mine mă pot găsi pe rețelele de socializare Maria Luiza Mih. Tineri frumoși și cu o mulțime de planuri. Invitații de astăzi formează un cuplu care are deja un an de căsnicie. Cleopatra Stratan și Eduard Sanda sunt atât de simpatici, cât și plini de inițiative minunate. Despre una dintre ele vorbim acum cu ei. Sunt în platoul știrilor Canal D. Bine ați venit, dragilor! Bine te-am regăsit! Nu sunteți doar artiști, mai nou sunteți stiliști vestimentari.
Da, se poate spune și așa, având în vedere că de, cred că mai mult de o lună am lansat prima noastră colecție de haine și ne bucurăm foarte mult de proiectul ăsta. Ne-am gândit că ne putem diversifica și în altă sferă, nu doar pe muzică. Și se pare că ne pricepem destul de bine. Cât de mare a fost pentru voi această provocare? N-a fost chiar o provocare mare, a fost mai degrabă o provocare foarte frumoasă pe care noi ne-am dorit-o. Totul a plecat, ca în orice chestie, de la o simplă idee. Cum ar fi să? Și nu a durat foarte mult, am vorbit cu o echipă de producție foarte, cu foarte mare experiență, care ne-a ajutat să ne punem ideile în haine. Da, așa arată. Și totul s-a întâmplat foarte rapid, a ieșit fix așa cum am vrut noi. Oamenii, am primit un feedback foarte frumos din partea oamenilor și comenzi sunt. Am văzut că trendul este de ținute sport. Rămâneți pe linia asta de ținute sport sau sport? O să mergeți spre office? Casual sport, nu știm sigur. Prima colecție așa, adică okay, un pic casual de oraș, dar și de sport. Avem și un training, avem mai multe articole. Se găsesc pe site-ul nostru, pe Instagram-ul nostru, lumea să intre acolo să caute. Și avem în plan și cea de-a doua colecție, cea de-a treia, dar deocamdată vrem să terminăm cu prima. Le facem treptat așa, să vedem și feedback-ul oamenilor. Da, avem chiar și de copii. Avem și haine de adolescenți, da. Da. Spuneți-mi, aveți vreun articol hit? Da, jachetele. Jachetele. Astea sunt cele mai căutate, cele mai întrebate. Și trainingurile și trainingul, pe locul 2. Da, dar jachetele sunt cele mai întrebate. Pentru că sunt cele mai vânate. Un design atipic. Da. Putem să vorbim puțin și de prețuri? O jachetă cam cât costă? Mă, nu sunt prețuri nici foarte mari, dar nici foarte mici. Adică sunt cam cele pe care le găsesc oamenii pe piață. Da, adică dacă te duci în mall și vrei să-ți cumperi o geacă, o găsești cam tot la banii aia, nu... Da, dar dacă vreți prețuri pe site, găsiți, așa că... Sunteți împreună acasă, împreună pe scenă, împreună, împreună. Aveți și zile în care nu stați împreună? Da. Foarte rar. Dar dacă nu stăm împreună, stăm tot pentru că avem treabă. Adică tot din domeniul nostru. Și acum că s-au pornit concertele și slavă Domnului că am reactualizat activitatea, deja am avut zile în care eu am avut un concert într-o parte, el în altă parte și sigur că în ritmul ăsta nu putem să... Da, uite și sâmbătă, o să aibă concert la Dublin. O să am concert la Dublin, în Irlanda. Și eu o să stau aici. Da, da, bine, avem treabă oricum. Încercăm pe cât se poate să le facem pe toate împreună, pentru că oricum ne consultăm cu ideile și tot ceea ce facem, facem de mână. Dar uite că... Așa ne e cariera, să fim uneori și separați, dar doar din acest motiv. Divorț cu acuzații în familia Zenoagă, după ce Alex a acuzat-o pe mama Siminei că nu l-a lăsat să intre în propria casă și și-ar fi băgat astfel nasul în căsnicia lor, soacra tânărului răspunde clar și ferm. Astăzi, la Teo Show, Simina, mama ei și Alex sunt pregătiți pentru o confruntare fără precedent. Iată cu ce alte subiecte vă așteaptă de la ora 15, Teo, Bela și Mihai. V-ați întrebat vreodată cât de des este indicat să mâncați carne? Direct de la Monaco, Sonia Burtic, nutriționista vedetelor, vine în platou cu sfaturi prețioase care vă pot salva sănătatea și silueta. Șoc în lumea mondenă, internă și internațională. Charlotte Năstase, prima reacție după ce pe Instagramul ei a apărut o postare care lasă de înțeles că și-ar fi deschis cont pe un site pentru adulți. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru, știrilecanalde.ro, acolo unde aflați că războiul în Ucraina a ajuns în ziua 91, dar și ce țară a declarat stare de urgență din cauza războiului din Ucraina. Tot de pe site aflați că s-a deschis un dosar penal după incendiul de la metrou. Nu uitați, de la ora 17 începe Casa Iubirii. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!
meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii până pe 26 mai, ora 8, în Maramureș, Transilvania, la munte, îndeosebi spre seară, și noaptea în Banat, Crișana și nordul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, averse torențiale și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 și izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va bate cu viteze de 55-70 de km pe oră și pe arii restrânse 80-90 de km pe oră. Astăzi vremea se va încălzi. În vestul, centrul și nordul țării vremea va fi instabilă cu înnorări, averse și descărcări electrice după amiaza și noaptea. Cerul va fi variabil, vântul va avea intensificări la munte, în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei. În termometre vom avea temperaturi cuprinse între 19 și 32 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia ne bucurăm de vreme frumoasă, cu cer variabil. Se vor înregistra 26 de grade în Târgoviște și 28 de grade în Slobozia. În Transilvania vremea va fi plăcută, cu temperaturi ridicate, dar vor fi înregistrate și ploi. Vor fi 24 de grade în Brașov, 30 de grade în Alba Iulia. În Moldova vremea va fi plăcută și frumoasă. Cerul va fi senin în majoritatea zonelor, iar termometrele vor înregistra 26 de grade în Galați, 28 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării vor fi ploi cu descărcări electrice, dar vom fi răsfățați de temperaturile care ajung până la 29 de grade în Oradea și 30 de grade în Reșița. În Oltenia cerul va fi variabil, mai mult senin. Termometrul va indica 29 de grade în Craiova, la fel și în Slatina. În Dobrogea vremea va fi în general plăcută. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare noaptea. În termometre se vor înregistra 18 grade în Constanța, 24 de grade în Tulcea. La noapte, temperaturile sunt în creștere, cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe alocuri vor fi ploi trecătoare. Temperaturile vor fi cuprinse între 4 și 17 grade. Astăzi, în capitală, atmosfera va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul la 29 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. În termometre vom avea 15 grade. Mâine, în București, atmosfera va fi instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate, apar și ploi trecătoare, iar vântul va sufla slab spre moderat. Temperatura maximă ajunge la 30 de grade. La munte vremea se va încălzi, dar va fi instabilă. După amiaza și noaptea vor fi înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Ploile vor fi torențiale, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Se vor înregistra 18 grade în Semenic și 19 grade în Păltiniș.